Dragii mei, exersați cu mine împreună în numai 5 minute cu un exercițiu foarte simplu cum puteți pronunța U, Ö și E. Cum exersăm? Dacă vreți să spuneți U, atunci spuneți un I, vedeți unde țineți limba, I, și cu două degete duceți, vă rog, buzele în față, le țuguiați așa în față și atunci spuneți I și imediat aveți un U. U. Opriți videoclipul, vă rog, și repetați după mine. Acum, cei care vin de pe la Bihor sau știu eu de unde, nu țineți voi minte când iuiuiam noi, când spuneam iu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 
dar nu contează, principalul e că învățați. Exact așa, trebuie să știți să pronunțați nu O, ci Ö. Ö, E, E. Și iarăși duceți buzele în față, deci le țuguiați și spuneți E, și iasă afară un Ö. Ü, și avem Ö. În loc să spunem A, trebuie să spunem E. E. Spuneți E în față, cum vorbiți un normal E, și atunci puneți un pix în gură și pixul, vedeți, când spuneți E, atunci atingeți cu limba pixul. Iar când spuneți E, duceți limba puțin în spate, nu atingeți pixul și acel E trebuie să-l spuneți aici, nu E, ci E. Să spuneți B, limba stă la E, acolo în spate. Și acum aveți grijă cu vurde și vârde, hate și hete, var și vere, vurden și vürden, waren și wären, hatten și hätten. Exact așa avem la verbele modale în conjunctiv prezent, avem könnte, ö, könnte, und nicht konnte, könntest, könne, könnten, da, sau cu ü avem müsste, nu musste, müsstest, sau müsste, sau dürfte, durfte și dürfte, du dürftest, ich möchte, nu ich mochte, wir möchten, wir mochten, wir möchten, deci vezi diferența, dürfte, durfte, könnte, konnte, exact așa. Poți opri încă o dată videoclipul și învăța după mine. Hai să exersăm și alte cuvinte. Du bist schön, ö, du bist schön, înseamnă tu ești frumoasă și nu poți spune du bist schön. Das Wetter ist schwül, ü, schwül, și nu das Wetter ist schwul. Sau avem cuvintele spülen, östlich, Ö, Ö, Söhne, Fii, persönlich, personal, Töchter, sunt fiice, Ö, Vögel, sunt păsări, sau spuneți Ü, Ü, Tücher, Ü, für, natürlich, Schüler, Füße, Lügen, sau aveți E, märchen, Käse, E, 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 nu E, 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 Bär, Säge, Härte. Deci aveți multe cuvinte, scrieți-vi-le pe toate, opriți videoclipul și în numai 5 minute, dragii mei, puteți exersa multe cuvinte, dar cu acest exercițiu simplu puteți învăța cum spuneți U și nu U, E și nu E, Ö și nu O. Vă mulțumesc, mult succes mai departe, vă doresc!